Salutare tuturor, sunt Geostel și bine v-am regăsit la un nou episod de CS Overwatch. În acest clip o să-mi plâng tristețea, nu glumesc. Bine v-am regăsit la un nou episod de CS Overwatch. Bă, fraților, am început, mă rog, nu chiar zilnic să postăm din nou această serie, pentru că ușor, ușor, parcă prin din nou activitate, fie că e mai mică, fie că e mai mare, oamenii sunt activi acolo cât de cât. Așa că dați și voi un like dacă vreți, dacă doriți, dacă mă susțineți să strângem cât mai multe pentru acest episod. Bineînțeles, dacă vă place, puteți să mă dați acum, puteți să dați la final dacă clipul v-a plăcut, dacă nu, asta e și toate cele bune. Și bineînțeles să vă abonați dacă sunteți în trecere pe canal și vreți să vedeți mai multe episoade. Hai să vedem de ce circa cu o dată o să dăm și să-i dăm mare bani din prima. Mamă, deci după modul în care se carcă îmi dau seama care hack. Deci presimt eu așa, simt în firele mele de păr, din cap, că tipul ăsta o să aibă mare wall hack, mare aim și mare de toate. Doamne ajută. Hai domnule de suspect. What the fuck, pe cash, eram puțin surprins așa, eram ceva gen what the fuck, ce m-a pe asta, pentru că nu s-a obișnuit să dau de așa ceva la suspect. Mamă, din prima wallhack, ia uite-l fratele, din de cum se uită. Opa, aici l-a văzut pe ăla. What, nade-ul ăla chiar nu i-a dat H, chiar nu i-a dat damage. Dar e rip acum. Rip. Ce-mi place de suspectul ăsta. Nu cred că are nimic tipul. Doar are un spray control cu deficit de vizibilitate supra aerului, ce? Mă rog, tipul momentan a tras doar bine. N-a avut nicio fază de aia din 3 gloanțe de 5 headshot-uri. Și momentan rămâne clear după această primă rundă. Da, după această primă rundă, acum pot spune acest lucru. Și rămâne să vedem în următoarele 5, 6, 7, 8, 9 runde care vor mai fi. Și cum un overwatch durează aproximativ 10 minute. Și în unele overwatch-uri stau 5 minute. What the fuck? Ok. Rata e 40% headshot. I-a prins smoke, ia pe toți. Cred că are wall băiatul. Cred că are wall băiatul. Ați văzut acolo cum ținea ținta după el. Și aici ce bine dă el incendiara și cu... Sau... Hai să vedem. L-o-l trage după la first, n-a venit acolo, începe să treagă prin smoke. Vedere că sau... Să nu-mi spui că pușează, că nu te cred. Dar acum o să pușeze pentru că printr-o mine l-a văzut. Opa. No, tipul ăsta folosește wall. Adică nu-l folosește foarte evident, dar se vede de fiecare dată când vrea să pușeze și dă seama. Ia. Se stă un secet direct pe la aici în dreapta. Acum îl știe, mă rog. Ia antena. Dă tras, nu prea, nu pare să aibă aim. Nu pare. Stai, n-am nu pare momentan. Se pare mie să ține ținta după la prin perete. Verifică, ok. Deci momentan încă e clear, a fost ceva faze mai suspecte, însă nu putem să-l acuzăm așa din prima. Hai că oricum îi se mai întâmplă să țină așa ținta, să zicem că e first spell și că mai trage și printr-un smoke și las pe unul low HP. Ia. Na, nu cred că posibil să n-aibă, posibil să-l activeze toată. Pentru că aici era gen a intrat acolo și putea să intre direct cu ținta în zona aia. What? Bani Homeister? Bani Homeister sau bani hoape cu coade? Că atunci chiar nu e frumos din partea suspectului ceea ce facem. Să sperăm că nu. Ia uite acolo, măgar, calf, tu, toate numele posibile și neposibilele au ăștia. Mare flashbang și o ia move, nu o ia move. Așa, incendiară. A reacționat bine aici, vă refer, spun. Ba, aici, sincer, dacă ar fi avut aia, mi se muta ținta stânga-dreapta, deci ce mai probabil nu utilizează acest cod numit aim hack. Dar să vedem, poate folosește altceva, hă? Acea de smoke pe mid. Dar e aiurea, nu știu, merge cu ținta în pământ, tipul ăsta. Nu știu la ce rank-o fi el, dar cam aiurea merge așa cu ținta prin pământ. Sunt curios dacă... Opa! Nu, sincer nu cred că l-a auzit pe ăla. Băi, vedeți că trage perfect pe ei prin smoke și știe să se să pună ținta exact prin smoke. Să zicem că l-ai fi auzit, da, îți dai seama că e după, undeva după smoke, da. Rip și omor coechipierul aici, mă rog, ăsta nu se poate numi Griffin pentru că l-a vrut să dea după inamic. După coechipier, cred. Nu, nu, ăsta nu se poate numi Griffin. A vrut să arunce după inamic și s-a blocat nade-ul în coechipier. Aici, ok, reacționează, binișor. Aici parcă l-a cam așteptat.
Cred că e unul din stânga și acolo unul e și în dreapta. Omoară pe ăsta. Și acum se pregătește și pe ăsta din stânga. Sunt croios ceva, pre-fire. Aici e de incendiare aia, fix în bot eu dădea. Ok. Dar e puțin cam ciudat că ei au dat trash așa să facă killer, au lăsat site-ul liber și ghișce, teroriștii se recu acum în site și plantează. Chiar că iau runda, chiar că nu mai fac rost de niște bănișori. Of, fragurile astea. Super tare, au luat și runda, văd, asta e cam chiar, nu vede bomba aia, o am văzut eu de 15 ori și tipul ăsta nu e în stare să o vadă, ai acilișa lângă el, holy shit. Holy shit, dude. Da, pare un Overwatch și nu foarte hype. Dar momentan suspectul nostru, pentru mine, cel puțin în ultimii mei, este suspect de un 30% de wallhack. Pentru că unele momente zici că e paralel cu lumea. Dar în unele momente când cam dă prin smoke-ul ăla. Uite aici, de ce-i dat rush în halul ăsta? Ok, spune cu echiperul crezi pe B. L-a prins incendiarea aia perfectă acolo. Spray control. E zi încă un kill. Nu se pune vorba aici de absolut, ai absolut deloc la faza asta că a dat, vai doamne, două capete sau ce-a dat. Uite aici cere boost. Sunt curios dacă se ce să le apăra pe la spate, deși acum a auzit un flashbang. Mamă, el are... Mă rog, a luat un AK care e default și are 4 stickere pe el. Bă, sincer, asta e o chestie interesantă. În loc să-ți iei un schimb pe o armă, nu știu, poate îți place o armă default, îți pui ceva stickere faine și, sincer, chiar schimbă modelul armei default. Sunt curios, deci aici e... Nu știu care sunt șansele să-și uite și verifică, dar se duce direct dreapta... Nu, n-are wallhack. Cel mai probabil s-ar fi dus direct pe el dacă ar fi avut wallhack, dar el intră, verifică stânga, dreapta. Acele faze, cred că au fost doar niște coincidențe, niște bulan, dacă putem spune așa. Chiar nu cred că tipul ăsta care e pe altă planetă folosește wallhack, dar ghiciți ce, au părăsit site-ul din B. Și teroristul, n-are timp pentru să zice foarte, e foarte încet. Dar s-ar fi dus ceva mai repede. Gen, frate, oricum dacă pierd timpul mor, așa măcar încerc și poate e site-ul liber și nu mor. Și mergea cu pistolul, nu știu, poate scrotea în caz de era vreun. Nu înțeleg ce face, teoriști, un își cumpăra ca un suadov și restul pistol. Nu prea înțeleg această tactică din partea lor, dar... Asta e. Ai s-ar fi văzut cel mai clar dacă ar fi utilizat wall ăsta aim, pentru că s-ar fi mutat ținta aia stânga-dreapta, dă-ți venea rău. Ok, deci un lucru sunt sigur, Bunnyhop a avut încercarea aia și doar atât. Și wallhack, hai să vedem, poate face vreun clip de la nebun prin smoke. A văzut pe acolo. I-a văzut căpățâna aluia. Aici face un kill. Aici primește smoke, poate parcă vă că... l-a ratat pe ăla, i-a văzut scăfurile ea, dar uite, parcă mută țint așa. Acolo deja știe pe ea. Lol, a făcut un kill și l-a lăsat și pe un low HP. Păi tipul ăsta tot rămâne așa un pic suspect, sincer. L-au de pe ăsta, n-a apucat să-l omoare. Au, ăla are AVP și... 1v3, clutch or kick. L-au de dreapta, l-au de dreapta, l-au zis și el acum, intră și... Pam! Un kill. Cu flashbang-ul ăsta ar putea să facă minuni aici. Nu l-a prins bine, încă un kill și... Suspectul e de MVP. Uite, verifică pe aici, ar fi putut să-l vedere pe el site și aici da, a murit și s-a terminat și Overwatch-ul. După, mă, fraților, deci în cele din urmă, ăsta a fost tot Overwatch-ul. După părerea mea, tipul ăsta e mai curat ca o apă cristalină. A avut ceva faze pe care să zicem că le numim coincidențe. Dacă voi sunteți de o altă părere, nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii. Și pentru Overwatch-ul anterior pot spune că am primit XP. Am primit Overwatch XP, deci am avut un verdict bun. De fiecare dată când primesc XP-uri am avut verdict bun, sau nu știu, nu cred că de fiecare dată, cred că se acumulează, habar n-am. Însă în ultimul timp am dat niște verdicte bune, ținând cont că am primit ceva XP. Mă rog, ăsta a fost clipul, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. La revedere! S-a sub circul ăsta. Ciao!